Bună seara, dragii mei! Cartea asta, Repertoarul Amorului, 69 de povești de dragoste din istoria lumii, autor Stelian Tănase, e bestseller deja. Și încă se vor trage și alte tiraje, o să ne povestească Stelian Tănase, care este prietenul și invitatul meu. Să rămână. Ce și mai faci? Ce să fac? Abia aștept să vorbim. Ai citit-o, știu că ai fost și la lansare. Am citit-o de mult, am fost și la lansare. La Bookfest, pe 1 iunie. Exact. Nu ne gândeam atunci că va fi un asemenea succes. Am citit-o și conversații cu regele meu Mihai, pentru că amândoi suntem monarhiști și l-am iubit, chiar iubit pe regele Mihai. Da. Eu sunt mihăist. Și-l iubim, da, știu. Cred că și tu. Da, mihăist, exact. Nu neapărat... fost de devotat persoanei și omului care a fost regele nostru. Și... Și sunt în continuare. Memoria lui e absolut vie în mintea mea. Și în a mea la fel. A fost așa pentru mine. Te emoționezi și tu când... Marea șansă a României... Ca un membru al familiei. Marea șansă ratată a României. Și ratată nu numai acum, în 89 decembrie, dacă când trebuia să-l chemăm. Dar crezi că reușea să ne ridice pe noi ca popor? Că știi că mă întreb chestia asta, dacă noi îl meritam. Nu-l meritam, deși și poporul ăsta a fost supus la multe nenorociri, o ocupație sovietică, două războaie mondiale, mă refer la ce a fost secolul 20, face ca poporul să-și mai piardă din fibra morală, încearcă da, să supraviețuiască. Cum arată acum, cum arată societatea încearcă românească să supraviețuiască. Acum, păi acum pleacă în Occident. Adică acum nu prea are nimic nu mai are în comun cu onoarea, aici. Cu demnitatea. Da, le pierde. Le pierde pentru că prima problemă e să supraviețuiască. Și mă includ și pe mine, adică nu e o critică, e o critică din dragoste cioraniană, așa. Au trecut vremuri foarte grele peste noi. Ultimii 30 de ani, această tranziție a fost mult mai dificilă decât ne-am imaginat noi în decembrie. Am avut scuza cu comunismul, păi că au trecut 50 de ani. Nu este o scuză. Comunism, după aceea, ca tranziția, tot timpul avem scuze. Nu este o scuză. Este pur și simplu un dat asupra istoriei noastre, a realității românești, așa cum s-a întâmplat ea după 22 decembrie 89. Veneam din rău. Și n-a urmat neapărat binele. A urmat, sigur, mai puțin rău decât sub dictatura comunistă, dar am avut mult mai multe dificultăți să ne adaptăm la libertate decât am fi crezut. Păi asta e că deja, deci, ocupație străină n-am mai avut. Am ajuns eram la momentul în care români. Ne-am ales noi conducătorii. Eram ocupați de români. Ne-am ales pe cei pe care ne-am ales. Pentru că familiile Ceaușescu și Petrescu n-am putea spune că erau niște... oameni care ne vreau binele. Erau acolo să profite de situația respectivă și să trăiască ei bine și rudele lor, erau foarte iubitori de clanurile lor, petrești și ceaușești. Și nu cred că îi interesa foarte tare Stelian, cum o duceam în democrație. Când am ales, mă întreb cât de bine am ales. Sau dacă am avut de unde alege, asta ar fi când singura scuză. Când e cu libertatea, deși aparențele spun că alegi, de fapt nu întotdeauna alegi. Așa e. Și este sindromul maimuței, nu? După 40 de ani de stat în cușcă, dai drumul maimuței de la grădina zoologică și ea ce face? Se întoarce în cușcă. Da. Și sindromul Stockholm, te îndrăgostești cumva de călău. De călău tău. Hai să vorbim... Foarte greu ne-am adaptat la libertate și cred că abia generația asta care se ridică acum după 30 de ani este mai liberă. Este liberă să plece în Occident să lucreze. Este liberă să meargă la școli în Occident, ceea ce noi n-am putut. Da? Este liberă să aleagă orice carieră, să-și facă un partid sau să-și facă o afacere. Sunt chiar liberi. Chiar liberi. Vedem, avem, noi ca părinți avem probleme cu copiii noștri, cu nepoții noștri, pentru că au o libertate mult mai mare decât am avut noi și nu-i înțelegem. Cred că asta e prima generație liberă care va gândi altfel România și o va simți altfel. E drept, câți mai rămân? Că dacă mergem în ritmul ăsta cu emigrația, o să ajungem vreo 10 milioane până la 2050. Așa e. Ne umplem cu pakistanezi și afgani. Te opresc pentru că vreau să vorbim despre, pe lângă faptul că vreau să rezervăm puțin timp și despre, să ne vorbești despre cartea pe care o pregătești, pe care o scrii acum, pentru că ești foarte scriitor, foarte prolific. Am nevoie de un singur minut. Scrii non-stop, scrii tot. Scriu non-stop de când eram adolescent, în fiecare zi, 5-6 ore, măcar. Am avut și perioade când n-am scris. Da, mai respira, nu te e... definește, nu o simt nici ca ocupație, nici ca o meserie, nici ca o profesie, poate ca o vocație, dar... Vocație și scriu. Pasiune. Faci cu pasiune. Public un roman la editura Corint, care se numește Marele Incendiator, Cronica unui fapt divers. Tu care ești iubitoare de animale, vei găsi o poveste care o să-ți placă. E vorba despre
un personaj, un fotograf care are un suntem câine. Suntem amândoi iubitori de animale, da, să da, precizăm. Și eu n-am vrut să mă laud cu asta, pentru că... Și care câine este călcat de o mașină, sub ochii stăpânului lui. Da, de aici începe drama. Este cronica unui fapt divers. La ce se ajunge? Și moare câinele? Câinele moare, da. E nu mai bine n-o citesc atunci. Da, important, important e ce face personajul, da, meu pentru câinele lui, care a fost sacrificat de un dement. Asta e povestea, de fapt. Cum se înfurie un om pe viață, pe lume, pe cei din jur, din cauza acestei nenorociri. Fapt divers, nu? Și este în același timp o poveste de dragoste. Este o mare poveste de dragoste în sensul profunzimii sentimentelor celor doi. Despre o jurnalistă, Zoe, și el, fotograful, Vivi, care este ca Romeo și Julieta, să termină prost. Ca toate marile povești de dragoste, să termină prost. Această carte, Repertoarul Amorului, m-a pregătit pentru Marele Incendiator. Te s-o arătăm la cameră, colegii mei, așa. Da, este un bestseller neașteptat pentru mine. Și eu sunt absolut surprins de proporțiile succesului. Sunt iubiri celebre. Despre ele mai știam așa câte ceva, despre unele dintre ele, dar nici de cum atât de multe detalii. E savuroasă. Savuroasă. Și e, în ultima instanță, și o carte care de cultură generală, de istorie, pentru că de istorie, afli niște lucruri despre istoria niște personaje. Istoria mentalităților, a cuplurilor, cum se comportă oamenii când sunt îndrăgostiți. Asta este o mare chestie. Și de psihologia iubirii. Dragostea, cumva, dincolo de naștere și moarte, dragostea este partea esențială a vieții noastre. Dincolo de nașterea și moartea noastră, dragostea e zona esențială când atingi și țipi, adică când atingi și explodezi. Și am vrut să scriu despre asta, am vrut să văd cum se întâmplă. Și pentru că, sigur, toată lumea are intuiții, toată lumea are amoruri, toată lumea trece prin perioade când sunt îndrăgostit sau cineva e îndrăgostit de el. Dar eu am vrut să-mi fac lecțiile temeinic, să mă duc la bibliotecă, la arhive și să studiez zeci de cazuri, sute de cazuri și să trag niște concluzii. Și să vedem, se va vedea în Marele Incendiator, dacă am înțeles ceva din acest mister care este iubirea. Și am scos o carte care m-a ajutat foarte mult această cercetare în Biblioteca Poveștilor de Dragoste, Partida de Vânătoare, care a apărut anul trecut. Am mai prezentat-o, știi despre ce e vorba, am făcut un interviu chiar la mine acasă, când s-a suit muțul pe masă. Da. A fost și el Motanul în cadru. Era în poveste și el, da. Și sper să continui. Acum scriu o altă carte pentru 2022. Trebuie să spun că și Partida de Vânătoare și Marele Incendiator le-am scris mai demult. Nu sunt niște prospături în sertarele mele. Marele Incendiator era scris acum 4-5 ani. Trebuie să spun că a stat la câteva edituri în sertare, edituri prestigioase și pe care n-am vrut să-l publice. De ce? Asta ar trebui să-i întrebăm pe editor, dar în principal ce bănuiesc eu este subiectul e mult prea tare. Politic, cu trimiteri în politic. Nu neapărat, cu trimiteri în lumea românească. În lumea românească, sau speriat, inclusiv politică. Sau speriat, simplu de poveste. Da, dar atât nu sunt nume și sunt doar aluzii. Sunt socoteli, sunt calcule, sunt oameni mai fricoși, mai cu teamă de Dumnezeu, nu vor să se pună rău, nu vor să epateze, să iasă și vor să-și facă treaba lor de oameni de afaceri care sunt editori. Să știți că mulți sunt editori cu numele, pentru că de fapt ar putea să vândă și șosete, și computere, și mașini, și blocuri și ar fi același lucru. Nu au gustul cărții. Pe de altă parte, puneți o întrebare unui editor dacă citește cărțile pe care le publică. Asta mi se pare inadmisibil. Este inadmisibil. Hai să vorbim despre, ne-am propus noi astăzi, despre povești de dragoste, unele dintre ele chiar sunt aici. Și ne-am propus noi, dacă toți suntem regaliști, cred că sunt toate, nu? Toate sunt acolo. Am zis să o luăm așa, în ordine cronologică, de la Ferdinand, zis Nando. Să vorbim despre câteva povești de dragoste din familia dinastică românească. Care înainte să se căsătorească cu regina Maria, regina inimilor noastre, Ferdinand. A avut un mare amor. A avut un mare amor. Cu Elencuța Văcărescu. Strănepoata lui Enăchiță Văcărescu. Da, familia Văcărescu. Din familia veche, familie boierească. Cărturarilor, familie boierească veche, românească. Așa. Dinainte de fanarioți. Că știți că mulți sunt false
false boierii. De pildă, Marta Bibescu este o falsă boieroaică. Era din familia Lahovari, care nu erau boieri. Uh-huh. Veneau de la Constantinopol, au venit aici, s-au împământenit, până căsătorit, până asta, dar nu erau boieri. Nu erau văcărești, nu erau bălăceni, nu erau bibești, adică boieri de adevărat de nevul mediu. Marghiloman, care tot așa lua niște aere aristocratice, nu era deloc boier. Era fiul de negustor, arendaș până la Buzău, au făcut avere și atunci, mă rog, a putut să ajungă chiar șeful Partidului Conservator. Nu? Da. În povestea asta cu Nando, cu Ferdinand și cu Elena, da, Elena Văcărescu, e și celebra replica lui Lascăr Catargiu. Aia asta nu se poate. Dar știi că n-am știut de unde vine asta. Majestate, se poate să se căsătorească cu domnișoara Văcărescu, dar numai ca simplu particoler. Particoler, exact. Da. Da. Genial. Dar nu mai știam de unde e asta, majestate, aia asta nu se poate. De, și, de, da, de aici. Așa, hai, despre ce se povestea este foarte simplă. Ferdinand venit în țară, adus de Carol, pentru că știm că Elisabeta nu putea să mai aibă copii. A fost o tragedie în familie și să aibă moștenitor. L-a adus pe fiul fratelui său și l-a în rangul de prinț moștenitor. Era unchiul lui Carol. Că o avem și în... Da, mai târziu, când, asta. târziu era la Paris. Că, la Geneva, da, în anii 40. Și... Nu era o femeie foarte frumoasă. Nu, dar în tinerețe era frumoasă. Era, dar sigur, nu asta contează. Mărunțică, oricum, asta, nu. Dar am văzut și poze în tinerețe, se prezenta foarte ok. Bun. Prințul, stând mult prin anturajul reginei Elisabeta, care primea lume, era o lume mai liberală, mai deschisă, mediul în care trăia regele Carol, era auster, plin de militar, de administrator. Deci era poetă, Carmen Silva. Nu, dar avea un anturaj mai boem, mai deschis. El avea nevoie, abia venise în România, deci să spunem, da? Și se îndrăgostește de una din fetele care stăteau în jurul. Domnișoarele de onoare. Da, n-aș spune domnișoarele, da? Era acolo, vorbeau, îi țineau companie. Ale reginei Elisabeta. Ea era, publicase deja la Paris, era, să zicem așa, scriitoare sau foarte tânără, adolescentă. Poetesă, da. Are, deci, copiii ăștia se îndrăgostesc unul de altul, erau foarte tineri, erau probabil la primul lor amor. Sau, sigur, și el era foarte timid, Ferdinand. Toată viața a fost și nu era așa, un bărbat frumos, era cu urechile alea clăpăuge. Săraca Regina Maria l-a dominat, săracul Ferdinand a fost dominat complet de Regina de Maria, care era personaj dominator, puternic. Și frumoasă. Super, sunt admiratorul ei absolut. Da, și eu, și eu. Și... relația a continuat, regina i-a încurajat, era foarte înduioșată de faptul că de această dragoste așa de pură și de... Îi aducea amintești de Mărioara, fata ei, sigur, pe care a pierdut-o, că își dorea să fie avut o fică. Da, care... și părea mama soacră în povestea asta. Da. Așa? Până când mediul politic a început să reacționeze. De ce? Pentru că cei doi se arătau în public ca fiind soț și soție sau logodnici sau oricum, era o relație oficială. Și după o vizită la Câmpul Lung de 10 mai a început scandalul pentru că acolo s-au arătat ca fiind, au venit în cortegiu în spatele regelui și reginei, foarte oficial. Și a scris presa zilelor. A scris presa, mă rog, că... Exista presă tabloid și atunci. Nu, era presă serioasă, pentru că era o presă liberă, mai liberă ca astăzi, să știți. Da, da, adică, dar gustau... Și politicienii au reacționat, șefii partidelor, politicieni influenți, importanți din Parlament. Și a început o foială, sesizat regele Carol, care, dacă era o chestie militară sau administrativă, s-ar fi descurcat foarte bine. În chestiunea asta sentimentală era complet dezarmat, n-a știut ce să facă. Până la urmă, Lascăr Catargiu, șeful Partidului Conservator și... Și prim-ministru, parcă, și prim-ministru, nu, dar vreau să zic, un personaj de o mare influență. Adică el era cel care salvase tronul în 1870. Exact. Și el a vrut să abdice, da, Carol. Exact. Și el s-a dus și a garantat, majestate, eu vă fac guvernul. Acolo era un complot liberal ca să plece. Erau pro-francezi ca să plece Carol, ce a fost un dezastru. Prim-ministru era Ion Ghica. Și Lascăr Catargiu, noaptea la palat, s-a dus și a spus... Majestate, eu vă garantez tronul. Așa că era... L-a numit avea greutate cuvântul lui. Nu, dar chiar avea influență. Asta, chiar, da, chiar a făcut, da, un guvern care a rezistat 6 ani, ceea ce pentru România era ceva de neimaginat, că durau 3 luni guvernele. 6 luni și a ținut un guvern 6 ani. A stabilizat România.
a dat postura care trebuia casă, da, tronului și regelui Carol. Și când acest personaj vine și îți spune, majestatea, asta nu se poate, se poate, dar poate să o ia domnișoara de soție, dar numai ca simplu particular. Da, dar știi, pe mine m-a surprins că Ferdinand totuși a renunțat și că a ales tronul, spre deosebire de Carol al doilea, care ai văzut. Era o mare problemă. A abdicat. Carol nu avea soluție, pentru că el nu putea să mai aibă moștenitori. Acesta era singurul exemplar existent în familia Hohenzollern, nepotul lui, și care putea să fie prins moștenitor. Deci era Ferdinand sau nimic. Deci era un joc foarte tare între cei doi mari politicieni, oamenii cei mai influenți, regele și Lascăr Catargini. Deci în momentul ăla a înțeles că i s-a dat un avertisment din partea elitei politice că trebuie să facă o alegere. O alegere nu exista, pentru că era... Dar Ferdinand putea să nu se supună, pur și simplu. Da, dar nu mai era rege. Da, putea să renunțe la tron, asta spun. N-are zis, nu. Cum a făcut apoi Carol al doilea, nu? Cu Lupeasca. Da, dar uite, erau morabule de la generație la generație, morabule se schimbă. Uite, de pildă, acum în familia, că tot ne gândim la Diana și prințul Charles, unde cei doi prinți și-au luat niște soții care nu sunt în loc din aristocrația sau din familii din monarhice din Europa, din lume. Cum era canonul odată, să ne amintim că... Deși Kate Middleton parcă e ceva de viță, adică da, nu, nobilă. Nici măcar pe departe. Da, dar nu să ne gândim că în anii 30 un rege a abdicat pentru că vrea să se însoare cu american ca Willie Simpson, da? Și a trebuit să abdice. Poveste care e aici, da. Astăzi n-a abdicat. Astăzi n-a, nu. S-au mai schimbat moravurile. În Spania la fel, unde regele are o nevastă oarecare. Dar mi se pare firesc s-a schimbat moravurile, dar atunci moravurile i-au dictat lui Ferdinand mutarea. A fost o tristețe, cred că au suferit toată viața amândoi, era un amor adevărat. Carol a intrat foarte brutal în ei, Elisabeta a fost gonită din România pentru un timp, trimisă în exil la Veneția. Da, da, până a fost și Elisabeta, în care a stat, numai Elena și Elena. Hotelul Elena. Danieli a stat, era cel mai... Așa. Da, da, a celebru, fost acolo, pe urmă. Celebrul. Așa. Le-a exilat pe amândouă și pe Elencuța Văcărescu a fost trimisă și pe Elena Văcărescu la Paris. Le-a spart gașca, cum spunem așa, într-un limbaj mai trivial. Contemporan. Da. Și a fost o suferință foarte mare. Adică cei doi s-au iubit foarte tare. Dovada? Am o dovadă. În anii 20, cred că în 1926, cuplul regal merge la Paris. Se instalează la Ritz și Ferdinand, sigur, îi se face program, ce vreți să vedeți, cum... și Ferdinand cere să o vadă pe Elena Elencuța Văcărescu. Odată a mai văzut. Pe care n-a mai văzut-o niciodată de atunci. Și a murit la câteva, la scurt timp, da, după ce a văzut-o. Regele a murit, s-a întors. Deci, regina foarte delicată și normal era așa, a stat cu ei două minute și i-a lăsat să... Regina Maria. Regina Maria. Delicatețea acestei femei care i-a lăsat pe acești oameni care s-au iubit odată, da, să aibă intimitatea lor, să-i lasă retras. Și au stat de vorbă un ceas în apartamentul de la Ritz, apartamentul regal. Nu știm ce și-au spus. Nu avem mărturii, n-a povestit nimeni, nici Ferdinand Elencuța putea să povestească la un moment dat. El a evocat toată viața ei și a rămas fidelă, fideam, nu spune noi. Nu s-a căsătorit niciodată? Nu, și toată viața l-a evocat, toată viața a vorbit despre el. Nu putea să iasă de acolo. Pentru că intervenția politicienilor, prin mâna lui Carol în situația asta, a fost foarte brutală. Deci l-am dat spus, nu vă mai vedeți, gata. Dar el o fi iubit oare și pe regina Maria, poate într-un alt Ferdinand? Fel? Da. Adică după ce s-a resemnat... Ce întrebare grea. Dar oricum s-au întâlnit la Paris, la hotelul Ritz, s-au despărțit, regele suferea de un cancer la stomac, a venit și a murit, petrecându-și tot timpul până în vara anului 1927 în grădina castelului Peleș. El era un mare botanist, știa toate plantele pe numele lor latinesc, deci era un savant. Și în grădina aceea pe care o iubea atât de mult, plină de flori, pe care el o îngrijise, el o... Așa, s-a prăpădit. S-a prăpădit. A fost un mare rege, un personaj care mie îmi place extraordinar de mult, probabil din cauza timidității lui. A făcut niște acte foarte mari, cu un aer extrem de timid și de om inofensiv. Întregitorul, nu? Ferdinand, nu, da, întregitorul. Era un om totuși de rezoluție, de hotărâre. Adică
părea așa timid și un om insignifiant. Dar Regina era l-a exact iubit? Codos. Regina Maria l-a iubit? Cu Regina... A fost mai curând o relație de asta, de altfel de iubire, de... Aș vrea să spun un lucru aici. În momentul când se fac căsătorii aranjate din rațiuni de stat, din rațiuni dinastice, din rațiuni de, mai știu eu ce, care țin de tron și de așa, e foarte greu să ceri și iubire celor doi. Ei sunt aduși împreună de niște interese de stat, de niște interese a unor familii influente, monarhice, în cazul nostru Hohenzollern și respectiv Hanovra și Romanov, că era dublă, da, în familia rusească și din cea engleză. Hanovra apoi și-a schimbat numele și-a schimbat numele pentru că amintea de Germania și așa. E bine, nu cred că trebuie să le cerem prea mult. Trebuiau să se și iubească, ei au fost aduși împreună pentru a salva tronul. Asta unor se întâmplă să după se povestea cu Elencuța Văcărescu. Trebuia să-i dea o nevastă lui Ferdinand, că era clar că urma a doua aventură sau că fetele de la București mai vesele vreau să-l acapareze. Da. E, și s-a făcut această căsătorie cam grăbită. Dar 17 ani s-a dus Carol, atenție, s-a dus Carol în Anglia să o pețească, da. Maria. Și doar 17 ani. Maria era o femeie de o frumusețe de absolută. Să dăm niște poze cu, da. Cu Regina tânără, Maria. Da, poate găsim așa, mai tânără. Că, da, aici e în anii 20. O să fie și cu, și cu ea, da. Tânără, da. Carol s-a dus o pețească, nu a făcut o mare impresie socrului, părintelui respectiv, da. Cei doi s-au întâlnit, au fost plimbați puțin prin Germania. Ea n-a avut o bună impresie despre el de prima dată. Nu l-a plăcut. Nu l-a plăcut. Și după câteva insistențe, pentru că și asupra ei se exercitau multe presiuni din partea familiilor și așa, a acceptat cererea de căsătorie, în căsătoria lui Ferdinand, care urma să fie rege, atunci era prins moștenitor numai, da? Și uite, această femeie superbă aici e mai tânără. Vine la București, mm-hmm. într-o lume încă semi-balcanică, semi-orientală. Ea era, să amintim, venea din înaltă aristocrație, era nepoata reginei Victoria, era de asemenea, avea o latură din Romanov, era o romanovcă. Deci jumate rusoaică, s-a și văzut englezoaică. Temperamentul ei, se vedea că era o romanovcă, foarte determinată, puternică și în aceea britanică, fină, cu gust artistic, etc. Bun, a venit în țară, ca să fiu așa, au trăit, să zic, vreo 2 ani foarte bine, până când Ferdinand s-a îmbolnăvit foarte grav de stomac. Și din momentul ăla, cred că a fost o distanță între ei. Dar s-au pus pe făcut copii. Principala problemă a unei familii dinastice este să facă copii, să asigure urmașul la tron. Poeți. A apărut Carol I, a apărut Elisabeta, apoi Nicolae, 6 copii au avut. E bine, relația dintre ei a fost foarte, foarte ciudată, evident că în situația de care v-am spus cu Ferdinand bolnav, practic fiecare a fost cu viața lui. Vorbesc viața intimă, în sensul că se întâlneau la toate ceremoniile, ea era, nu mai avea o relație cu Ferdinand, dar niciodată n-a absentat de la ceremonii, era implicată în politică, era foarte apropiată, și am să explic de ce, de putere. Adică mai ales de familia brătiană. Despre Regina Maria trebuie să facem o emisiune separată. Și era un cap politic. Întreagă, Regina Maria... Un cap politic, exact. Șansa României a fost că avea un cap politic foarte bine mobilat. Sigur că ea fiind romanoapcă și Hanovra, revin la vechiul nume, a familiei britanice, a înclinat balanța ca să intrăm de partea Antantei. Și așa s-a făcut Marea Unire. Fără regină nu s-ar fi făcut Marea Unire. Cine știe în ce altă cârdășie am fi... Uite-o tânără, uite-te acum. Nu, este fica ei. A, e nu fica, fica ta, mi s-a părut mie că da, în pozele astea... Da, uite, da. Seamănă lei. Că nu e ea, dar seamănă foarte frumoasă și fica ei. Trebuie să spunem că au început să apară zvonuri că ea are niște relații extraconjugale, s-a vorbit de Zizi Cantacuzino Grănicieru până anii 1900, lucrurile păstrate sub control. Era clar că cei doi erau separați, dar nu exista niciun interes ca ei să divorțeze sau să se separe. Adică nu aveau o viață de cuplu, nu, într-adevăr. Nu, tronul, era problema tronului. Întotdeauna în această discuție intră problema tronului. Deci tronul trebuia să aibă un prism moștenitor și o principesă moștenitoare, trebuiau să aibă copii ca să urmeze la... Deci nu e așa o ecuație cum credem că între doi oameni care se despart, împart apartamentul, vând mașina și se despart.
sunt rațiuni de stat foarte mari, de aia să căsătoriseră. Da, fiul ei, Carol al II-lea, iată că n-a moștenit acest sentiment al responsabilității. Ea a avut două mari amoruri în viața ei, spune Argetoianu în memorii. Am citit. Unul este Barbu Știrbei. Barbu Știrbei, aici legătura cu brătierii, era omul cel mai influent, mare familie domnitoare, venea din Bibești. Erau cumnați Barbu Știrbei cu brătierul. Era o relație foarte așa, iar devine amantul ei sau amanta lui, cum vreți să o luați, cu Barbu Știrbei, care a fost iubirea ei de o viață. Deși în momentul 38, când ea se stinge, relația ei fidelă, regele Ferdinand era mort din 1927, deci de 11 ani, și relația lor începe înainte de primul război mondial și continuă parcursul întregii vieți. Dar Argetoianu mai spune ceva interesant, că de fapt marele ei amor a fost Joe Boyle. Joe Boyle este un canadian, un aventurier, care descoperise aur în Yukon, foarte bogat, și care vine în timpul primului război mondial în România ca un emisar al Crucii Roșii. Deci era un om foarte voluntar care se înscrisese să participe la efortul de război al Antantei. În această calitate ajunge la Iași și inevitabilul se produce. Era un bărbat foarte arătos, reginei Mariei îi plăceau bărbații impozanți așa și arătoși, și el era și o fire aventurier, așa teribilist, așa avea poză și se duce, de pildă, în Crimea să combată pe bolșevici, aduce acolo un vas de prizonieri români. Sunt multe episoade astea eroice, la care e o femeie sensibilă, nu? Repet, relația cu Ferdinand era în momentul ăsta terminată de mulți ani, de 20 de ani. Sau nu, 20, dar 15, sigur. Și neîncepută, într-un fel, niciodată. Da. Au făcut copii împreună. Da. Se pare că trei erau ai lor și trei ai altor, al Barbu Știrbei, el, bă. Ei bine, există un episod celebru când Carol la fereastră îi spune, văzându-l pe Barbu Știrbei venind la palat, uite-l pe tactul, îi spune Care dintre ei? Lui Ileana. Da. Carol era al doilea Ferdinand. Carol al doilea adolescent îi spune lui Ileana, că era mai mică decât el, uite-l pe tactul. Da. Pentru că Nicolae, Elisabeta și Carol erau siguri al lui Ferdinand. Așa. Păi mine asta nu-mi scade admirația față de ea, era un om extraordinar. Bineînțeles. O femeie absolut fabuloasă. Dar trebuia să iubească relația și lui Boyle se termină pentru că nu putea, distanța între ei socială era enormă, asta era regina României și el era un aventurier. Când se termină primul război mondial, funcția lui acolo de a ține aceste legături militare, politice, diplomatice, să încheie și să despart în timpul conferinței de la Versailles, deși se mai vădă câteva ori. Se despart, el era reprezentant al Canadei, ea regina României. Nu mi-ai spus că o să vorbim despre asta și n-am imagine despre asta. Nu contează, trebuie să-ți spun însă că mormântul lui Joe Boyle, care moare în 1922 la Londra, este făcut de regina Maria. Deci l-a iubit. Așa că Argetoianu poate are dreptate să spună că a fost marele ei amor și nu Barbu Știrbei. Mai mult decât Barbu Știrbei să-l fi iubit, da. Da, așa spune Argetoianu, care i-a cunoscut pe amândoi și care scrie pagini îngrozitoare despre familia regală. Încerc să dozez ca să apucăm să vorbim. Mergem mai departe. Hai să trecem la fiul lui Ferdinand și al reginei Maria, Carol al doilea. Ei bine, Carol își începe viața lui aventuroasă de playboy. Când în 1918 fuge cu Zizi Lambrino la Odessa. Se cunoscuse la Iași, în cercul, în anturajul tinerilor frumoși, rebeli și de condiție bună, cu tot guvernul și curtea regală erau refugiați la Iași în timpul primului război mondial, unde apare și această Zizi Lambrino, cu care Carol am dat fuge. Lucru foarte grav, pentru că el era comandant de regiment. Odessa era ocupată de germani și era o dezertare în timp de război, adică pedeapsa este execuția. Dar el era moștenitorul tronului. Ferdinand îl iartă, n-avea încotro, era moștenitorul tronului, să înțelegem exact, nu era un soldat oarecare care trecea la inamic. Desface căsătoria, pentru că ei s-au căsătorit la biserică, la Odessa, și unde nu e nevoie de căsătorie civil. Deci, simplu jurământ în fața preotului. De aceste drepturi pe care și le revendică exact. Un Paul de la Mino, da, nepotul, un impostor. Personaj, sfârșit, îndoielnic. Nu, dar nu e în dreptul lui, ca să zic așa, face praf aici degeaba. E bine, situația se reglează realmente prin voința câtorva politicieni. Carol se întoarce
acasă, Zizi Labrinot este îndepărtată, urmează o corespondență care ea a folosit-o apoi în procesele împotriva României să câștige tot felul de pe care moștenitorii le arată peste tot acum. În timpul acesta totuși reușește să se vadă nu știu cum și rezultă un copil care, atenție, conform unor reguli, putea să fie moștenitorul tronului, era copilul lui Carol al II-lea. Carol, care va deveni al doilea, dacă se va ridica la tron. Regina Maria, care își cunoștea bine copilul, îl trimite într-un tur în jurul lumii pe Carol al II-lea ca să o uite pe Zizi. Ceea ce se și întâmplă, o uită pe Zizi. Și când ajunge în Elveția, o cunoaște pe Elena din... Haideți să ne ducem la pozele colegii mei, vă rog frumos, da? La pozele cu Elena Lupescu, cu Lupeasca, că da, imediat, o tot Angela. Arătăm pe Elena Lupescu, să vedem pe Elena mai bine Lupescu. Nu băgăm poze decât să le băgăm pe cele greșite. Da, așa? Așa, de la Lupeasca și Carol al Se căsătorește cu Elena, îl face pe Mihai. Cu regina Elena. Da, pe care urmează lui, un divorț, pentru că în 1925 Carol se combină, ghilimele, cu Elena Lupescu. El se combine de când era căsătorit deja. Da, se era combină cu Elena, cu Lupeasca, da. Și fuge cu ea în Occident. Face o scrisoare de abdicare către regele Ferdinand, către guvernul României. Într-un Consiliu de Coroană se acceptă aceasta cu mari suferințe, pentru că era moștenitorul tronului. Nu era niște particular care avea niște aventuri, nu? Se întâmplă, auzim atâtea povești în fiecare zi, aici era problema tronului și a statului român. Și Elena Lupescu era de origine evrească, Wolf, fiica unui farmacist, o femeie educată, trebuie să spunem. Cea și, frumoasă, nu mi se pare că astăzi era frumoasă. Astăzi nu mai corespunde cu calapodul nostru de frumusețe, era, dar probabil nu este o frumusețe alte, cu Hollywood, erau alte... etaloane. Exact, exact. Atunci a petrecea de o femeie foarte frumoasă și oricum avea un corp splendid. Am văzut multe și aveți noastre imagini. Era o femeie foarte înaltă, avea niște picioare lungi așa și... Da, dar uite, așa, da. Chipul nu mi se pare... Păi era altă modă, altă nasul, pălărie, mare. Altă coafură, dar așa. Și era o femeie care impresiona. Deci era o femeie statuară, mm-hmm, da? Mm-hmm. Care e impozantă și care i s-a impus lui Carol. Carol, care era un mare curăr de fam, deci umbla după femei. Și adevărată și povestea că suferea de priapism. Da, da, e adevărat. Deci nu orice femeie făcea față, adică... Nu, dar vreau să spun altceva. I s-a impus că și sufletește. L-a dominat. Da, dacă da, citiți da, însemnările da, lui Carol al doilea, le avem din fericire. Uite-o pe Elena Lupescu. În ultimii ani de viață, el era dominat. El tot timpul îi spunea Duduia. Asta e în Portugalia, cred, imaginea asta care o vedem cu căței. Se pregăteau să treacă. Și regele Mihai în spunea tot Duduia și era foarte contrariat, în povestea că îi cerea taicăsul Carol al doilea să spună mamă. Și să ai relație bună cu Duduia. Da. Și să spună mamă. Să ai relație bună, să ai grijă. Bun. Pentru că avea mare trecere asupra lui. Ea a avut un rol nefast cât a stat în România. Făcea parte din camarilă, era implicată mai ales prin fratele ei în tot felul de afaceri. O camarilă a avut și Cuza, apropo de aventura lui cu Maria Obrenovici. Ceea ce a făcut-o detestată. Asta, legionarii chiar lăsase o campanie cu evreica Lupescu și ce. Dar nu asta era problema, că era evreică. Eu sunt filosemit, așa că mă lasă rece. Dar problema era că făcea afaceri, adică alunga de la porție alți afaceriști români care ar fi vrut să fie și ei băgați în combinațiile pe care le învârtea Carol al II-lea, că nu era ușa de biserică. Certe că el a renunțat la tron și au plecat și au trăit 1940, împreună până la adânci bătrâneți. În 1940 regele a fost alungat, a ajuns în Spania, în Portugalia, în Mexic, Brazilia, unde s-au și căsătorit în 1947 și el a murit în 1953, aprilie, la Estoril. Aș vrea să fac o observație. Toată lumea privește cu dispreț această poveste. Eu n-aș privi cu dispreț. Nici eu nu privesc. Regele Carol a iubit-o toată viața. Deci a cunoscut-o în 1925 și 30 de ani mai târziu când moare, 28 de ani când moare, era tot îndrăgostit de ea. Ăsta a fost un mare amor. Pe singura chestie care aruncă o umbră e suferința pe care a provocat-o regelui, fiului lui, regelui și, Mihai, și alte lucruri. Despre care mi-a povestit și că ți-a povestit și regele, dar erau multe lucruri acolo. Dar nu putem să disprețuim această poveste că a fost un amor pe o viață. O iubire autentică. Exact, a fost sufletul lui perechea.
Deci un om care iubește 30 de ani o femeie se tem de toată admirația. Uitați-vă în însemnări, era posedat de ea, era dominat, o iubea ca pe ochii de-n cap. Tot timpul spunea, cum a spus Duduia, în însemnări el totuși era rege și o iubea și din ce în ce, pe măsură ce înaintea în vârstă, a iubit-o mai mult. Avem ceva de spus la asta? Noi asta suntem da, admiratorii asta da iubire. Poveștilor de iubire, nu? Da, considerăm da. Că asta e vârful vieții unui om, povestea lui de iubire, nu? Da, nu poți fi făcut vinovat pentru că nu, dar, nu iubești pe există cine o imagine trebuie, negativă chiar dacă asupra... ție soție și regina Elena erau femeie minunată. Dar există o imagine negativă asupra acestei povești între Carol și Duduia, pe care eu nu înțeleg. Mi se pare că este un foarte mare amor aici. E ipocrizia noastră a societății cu povestea cu amantele și cu când de fapt în continuare oamenii sunt la fel. Până, atenție, adică... a luat-o de nevastă. Da, și a și luat-o de nevastă. Da, un timp ea a fost amantă, nu? Adică... Da, dar a fost o poveste de iubire pe viață. Deci aș fi reticent în a judeca cu asprime chestiunea asta. În schimb, regele Mihai, te grăbesc, iartă-mă, pentru că vreau să trecem prin toate. În schimb, regele Mihai s-a dovedit a fi un nedemn urmaș al lui Carol din punctul ăsta de vedere, în sensul că el s-a împlinit tocmai în iubire, s-a împlinit Mihai și nu s-a putut împlini în destinul mult. De regele Mihai a semănat foarte mult cu mama lui Elena. Este cea a fost persoana care a avut cea mai mare influență asupra sa, pe care a adorat-o. Când făceam interviul pentru cartea Conversației cu regele Mihai, când vorbea despre mama lui, a avut momente când a plâns, a vărsat o lacrimă, îi tremura vocea. O evoca cu o mare emoție, cu o mare emoție. Și când vorbea despre tatălui, despre Carol al doilea, eu tatălui avea simțeam o relație, avea nu neapărat resentiment, dar eu era o răceală și avea multe lucruri să-i reproșeze pe care nu și le-au nu lămurit. L-a iertat. Nu l-a iertat, e corect nu spus. Nu l-a iertat. Mi-a și spus nu că iertat, nu poate ierta. Nu l-a iertat. Deși în septembrie l-a rugat să-l ia cu el în străinătate. Nu din motive de iubire filială, ci pentru că situația în România era, nu se putea ține. Lăsa singur să rezolve situația extrem de complicată în care România se dezagrega, nu mai aveam Basarabia, nu mai aveam o jumătate din Transilvania, partidele politice au demisionat, s-au retras, cum fac ele de obicei, partidele sunt lașe. El era singur, trebuia să țină lucrurile astea, era ceva imposibil. Și atunci, de aici vine dorința de a pleca și el, dar taică-s-o a plecat, l-a lăsat aici și el a făcut față, așa, cu puținele mijloace pe care le avea. Și a avut o poveste de iubire superbă cu soția lui. Cum s-a cunoscut? E foarte interesant. O singură iubire și... Toată viața. O mare iubire și singura. Un singur bărbat, o singură femeie și care toată viața sunt unul lângă altul. Câți oameni au șansa? Cred că și necazurile și soarta i-a ținut unul lângă altul. Da, sigur. Bazat pe o mare iubire. Deci ei se iubeau. Eu i-am cunoscut. În necazurile și dezbină oamenii uneori, adică tocmai oamenii se despart. Da, sunt reacții diferite la necazuri, la suferință și la lipsa banilor, la sărăcie, adversitatea din jur. Eu i-am cunoscut la Paris de Paște în 1990 și prima mea reacție când i-am văzut împreună a fost că erau doi oameni care se iubeau. Asta se vede imediat. S-au cunoscut în 1947 decembrie la Londra, ei s-au întâlnit acolo cu prilejul căsătoriei... Cu puțin timp înainte abdicării lui, prințesei, forțate. Da, cam cu 3 săptămâni. Prințesei Elisabeta, care se căsătorea cu cel care va fi soțul ei toată viața. Și acolo este o poveste tot așa. Prințul consort. Toată viața, un singur amor. S-au întâlnit... El venise de la București, unde era presat de bolșeviști, de comuniști și era clar că nu mai avea zile multe. El s-a dus la Londra și din motivul de a întreba aliații noștri, ghilimele, că nu mai erau, ce să facă, să se întoarcă, să rămână la Londra, care e soarta României, ne mai sprijină Londra, ce șanse avem în fața ocupației sovietice. Nu i-a răspuns nimeni, toată lumea i-a întors spatele, trebuie să spunem acest lucru. Și o cunoaște pe Ana de Bourbon Parma, chiar în hotelul în care stătea în Regent. A fost o iubire, să spunem așa, la prima vedere.
Ana de Bourbon Parma avea o alură militaroasă, ea fusese voluntar pe front și purta încă uniforma, de altfel erau oameni destul de săraci, nu își permiteau niște mari ținute și niște umblau așa. Au fost cu fratele ei, au fost la film în oraș și, mă rog, exact ca doi tineri care... Exact. Haideți să dăm imagine, spun colegilor, să dăm imagine din Nimic fără Dumnezeu, unde avem interviu aici cu este și colegele 1992, și cu Regina. Este în 1992, la Hotelul Continental. O să înceapă... Când era un meeting, da. Asta este Regina Elena. Elena, da. Când Antonescu. Când sosește în țară, pentru că... Asta e interviul meu cu regele Mihai, da, și am făcut și cu Regina Ana. La Palatul Elisabeta, probabil. Da, la Palatul Elisabeta. Da, și cu Regina Ana. Da. Regina Ana, care, într-adevăr, iubirea ei față de rege absolută. Se vede în ochii ei, se simte. El, regele, e mai introvertit, se vede că iubește. Dar ea, felul în care se uită la rege... Când regele era în prezența ei, se vedea că te iubește. Deci nu... Eu i-am cunoscut la... Adică, așa, în familie... Dar el mai timid, ca Ferdinand, ca bunicul. Am fost în Elveția, după ei... Și m-au primit ca niște oameni, ca o familie oarecare. Simpli, da? Obișnuiți. Se vedea relația dintre ei, că era foarte puternică. Deci... Da. A fost o iubire foarte mare între ei și... Au îndurat foarte multe. Să spunem că a plecat în exil. Și regele când a fost murit complet, Regina, mă întreb ce a fost... A fost complet lipsit de resurse. Au făcut copii, mulți, care înseamnă cheltuială mare. Trebuie să spun 5 fete. Că școala lor a fost plătită de un român care făcuse avere în Anglia și i-a ținut toate fetele în școală până la bacalaureat, până la liceu. Nu știu dacă nu se și prăpădise între timp Barbu, așa se numea, omul de afaceri. Le-a educat în condiții foarte dificile. Trebuie să mai spunem un lucru care noi îl uităm. Occidentul i-a întors spatele. Da, de teama reacției rusești a fost abandonat. A fost abandonat de oamenii pe care el se baza. Să nu uităm că era văr cu Regina Elisabeta. N-a făcut nimic pentru el. Să fim limpezi. Adică să nu ne iluzionăm cu, eu știu, aici, solidaritatea de sânge albastru. Nu există nici la ei solidaritate, nu? Nu, dar era o chestiune de politică. Era vorba să nu îl încurajeze, să nu apară împreună cu el, să nu-i creeze anumite situații, pentru că rușii ar fi reacționat. Carol al doilea. Da, tânăr aici, foarte tânăr. Zizi Lambrino. Zizi Lambrino cu Mircea. Cu Mircea. Da. Așa. Deci în aceste condiții foarte grele, în loc să se dezbine, să se desparte, pentru că, într-adevăr, el avea o situație imposibilă. Nu putea să se ducă să fie un om oarecare, să facă un... Cu toate astea, a trebuit să se angajeze, pentru că n-avea niciun fel de resurse. S-a angajat broker la New York, și-a făcut o firmă de aviație, de fapt nu de aviație, de aparate de măsură de bord, pentru că el era un mare pasionat de aviație și chiar se pricepea. Și de mașini, eu foarte pasionat. Când am fost să-l vizitez în Elveția, peisajul era următor. Era o gospodărie oarecare, care în România au mulți, și era un jeep în curte cu capacul ridicat și acolo era cineva care l-a băgat așa. Care era regele. Și l-am dat iese pentru că cineva îi spune că au sosit oaspeții. Eram cu Mihai Ricci de la Paris, care era consilierul regelui atunci. Și a ieșit acolo un om oarecare cu o salopetă, s-a spălat și a sters cu lavetele în mâini. Și a anunțat soția, deci ca un om oarecare. O familie obișnuită. Asta arată clasa, enorm. Ce clasă a putea să aibă. Așa? Că avem oaspeți, iar soția a pregătit ceva ca oaspeți. Extraordinar, adică tocmai lipsa asta de ceremonial. Eu am filmat 3 zile atunci la Palatul Elisabeta, deci mi-am petrecut 3 zile cu ei. Cu povești. Și cu poveștile lor și am văzut exact ce spui, atmosfera ce relație asta era între ei. Și relația dintre puternică. Ei și felul ăsta lor atât de firesc de a se purta. Pentru că nu se îmbolnăviseră de bolile societății românești post-belice. Într-un fel, pentru sufletul lor a fost o șansă că au plecat, pentru că n-au apucat să se tareze de la ocupația sovietică, regimul comunist. Materialul lucrurile. Uman era atât de bun încât că nu s-ar fi tarat oricum regele Mihai. Nu, dar vreau să Mihai. Spun că a fost ferit de asemenea lucruri. Și șansa noastră, într-un fel, pentru că a supraviețuit întregii epoci și în 1989 am fi putut să-l invităm acasă, era acasă la el, era regele nostru,
era rege consacrat, unsul lui Dumnezeu, era cel mai legitim purtător de legitimitate, nu? Era legitim. Cei care au luat puterea atunci nu l-au dorit și rău au făcut, pentru că au băgat România în ceață. Știi, mai avem 5 minute și aș prefera să vorbim data viitoare despre prințesa Diana și Lady Charles, pentru că aș vrea să mai vorbim despre rege, care e, rămâne feblețea noastră, slăbiciunea noastră. Rămân un Mihăi și sunt devotat și amintirea lui aminte, e foarte puternică la ceremoniile, la funeraliile lui. Nu îmi spuneți că am plâns de mi s-au uscat ochii. Exact, parcă ne-a nobilat și pe noi, totul a mers extraordinar, a fost organizare, oamenii, felul în care au reacționat toți oamenii, a mulțimea aia de oameni, dar câtă lume l-a ignorat, când așteptau în gări trenul care trecea ce este esențial în această poveste este că multă lume l-a ignorat, milioane de români, nici n-au știut cine e sau au o imagine falsă și când s-a prăpădit, toată lumea aceea, într-un gest de enorm de solidaritate, au devenit români, au înțeles... Parcă ne-a atins așa o aripă de înger pe toți. Dar a durat trei zile, că iar ne-am întors la mizeriile noastre cotidiene. Dar a fost o manifestație de iubire, de înțelegere, de regret față de rege. De durere, simțeai, vedeai durerea pe fețele oamenilor. Inimaginabil, la care nu ne puteam gândi înainte. Da. Și erau cartea... și oameni simpli, nu erau numai oameni educați care știau. Gândiți-vă, toată lumea aceea care a umplut piața și a fost să-l vadă ultima dată în sala tronului, pe catafalc, câți oameni l-au urmat apoi în ceremonia funerară care l-a dus la Curtea de Argeș, pe traseu, pe drum, în gări, pe linia ferată. A fost o manifestare de mare emoție pe care, cea mai mare, cred eu, sau la care am asistat eu, de când mă știu. Da. Și lumea înțeles ce am pierdut, faptul că nu era pătrună, că era un om de o cu totul altă calitate decât eram noi ăștilalți. Ar fi făcut oare față în actualul peisaj politic din România? Crezi că ar fi reușit să ridice nivelul de a face politică? Să vă spun ce s-ar fi întâmplat. Respectul pentru România ar fi fost mult mai mare decât cel pe care ni l-au arătat occidentalii și lumea în general după 89. Asta clar, da. Ori totul pleacă în relațiile acestea de la respect. În 1866, când a fost adus Carol I, strămoșul regelui nostru, asta s-a întâmplat, s-a schimbat statutul României. Nu mai era un Cuza, care era un boiernaș moldovean. Era unul dintr-o mare casă domnitoare, Hohenzollern-Sigmaringen, care avea ușile deschise în toate cancelarele de nume. Pentru că era din acea mare familie, apoi cu Regina Maria, dintr-o dată... Pe plan extern e evident, dar mă gândesc aici, la nivel de politică internă, dacă ar fi reușit să ridice nivelul. Păi bineînțeles, pentru că prestigiul și autoritatea lui ar fi fost maxime, pe când a politicienilor selectați de așa zisa democrație până alegeri, de FSN, de ce a urmat după aia, era foarte rău. Și exista un model la care să se raporteze. Dar aici ei, între ei, în mizeria lor, n-au la cine să se raporteze. Și nici noi n-avem la cine. Și se pleacă de la dispreț, nu de la respect. Pe de altă parte, regele venea dintr-o altă lume. Era chiar rege. Chiar asta era, ceea ce noi nu eram niciunul. Deci asta făcea diferența. Asta crea asta autoritate. Ori marea problemă în politică este autoritatea. Legitimitatea pe care o ai să te afli în fruntea statului. Ori ceilalți care au urmat aveau o legitimitate extrem de redusă și totdeauna au fost contestați. Cei care au condus guverne, președinție, foarte contestați și pe bună dreptate. De ce tu și nu eu? Cam asta e ce e în capul politicienilor. Ori față de rege nu putea să spună nimeni asta, că nu mai era rege. Singurul care a avut ceva de spus despre rege a fost Traian Băsescu. Îți aduci aminte? Da, că l-a făcut trădător. Da. Mi-aduc aminte cu greu de acel episod jarnic. Și mie mi-a spus într-un interviu că îi pare rău că a spus, dar nu că nu ar crede în continuare același lucru, dar că îi pare rău că a spus în mod public. Înainte. Da. Deci el crezând în continuare Cristina, acest aici lucru. Să ne gândim la în acea încăpere a Palatului Elisabeta, în care se aflau regele Petru Groza și Gheorghiu Dej, trădătorii erau Petru Groza și Gheorghiu Dej, nu regele nostru. Care, repet, era unsul Dumnezeu, era regele românilor. Da. Dar Băsescu nu știe istorie, așa că... Tata, putea să afle de la istorici. Vorbim data viitoare despre alte povești de aici, din cartea Repertoarul Amorului.
superbe povești de dragoste, majoritatea triste, că așa e, marile povești de iubire se termină prost, de obicei nu sunt cu happy end. Adică nu vă îndrăgostiți ca să nu fiți nefericiți. Mai rar. Deși au, sunt unii, cum a fost Ștefan Augustin Doinaș cu Irina Liciu, care chiar dacă ea s-a sinucis în urma morții lui, ei s-au iubit toată viața. Dar și regele cu regina s-au iubit absolut, exact, toată sunt și viața, au fost împlinite. Suflete perechi. Da. Da. Și vorbim și despre Lady Di, despre prințesa Diana și Charles, prințul Charles data viitoare. Putem. Rude de altfel, nu? Rude, da. Cu regele Mihai și cu Margareta acum. Prințul Charles e verișor. Da, 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 da. Este fiul Elisabetei, care este... Da. Verii, sunt veri, da. Mulțumesc, Stelian Tănase. Să rămână și eu, mulțumesc de invitație. Abia aștept să ne vedem data viitoare și noi ne vedem ca în fiecare marți, săptămâna viitoare, la ora 19, cu drag.